Hai să salut fraților și bine ați venit la un nou video tutorial, eu sunt Genu Astăzi suntem aici să vorbim despre grenade Nu grenăz, este cred că a treia oară când înregistrez acest video pentru că mă încurc Sper să nu mă încurc și de această dată, dacă o să mă încurc undeva, vă rog frumos nu vă luați de mine Așadar, grenade O să vorbim astăzi despre grenade, să Înțelegem care sunt diferențele dintre aceste grenade, am primit mai multe întrebări din partea mai multor persoane care mă întreabă care sunt mai bune, care sunt mai puțin bune. Adevărul este că nu sunt grenade mai bune sau mai puțin bune, fiecare au caracteristici diferite și în funcție de situația în care ne regăsim, unele pot fi mai bune sau mai puțin bune. Așadar, începem imediat prin a exclus de aceste două grenade. Zaria și RDG, pentru că sunt două grenade care nu dau damage. Adică avem Zaria, pentru cine nu știe, aceasta este o grenadă de flash, adică în momentul în care o arunci către un adversar sau către un coechipier sau chiar și în fața ta dacă o arunci, în momentul în care explodează, face o lumină foarte puternică, ceea ce dă blind uh, jucătorilor care se uită în acea direcție și sunt uh, în apropierea grenadei dar nu dă niciun fel de damage. În ceea ce privește RDG, este o grenadă smoke, adică pur și simplu la câteva secunde după ce o arunci începe să iasă un fum care se tomărește. ar trebui să fie o grenadă de acoperire, dar sincer nu am văzut pe nimeni să o folosească, nici eu nu o folosesc, o folosesc deseori la început de wipe, o iau, iau una, două cu mine eventual ca să le duc în raid, pentru a crește nivelul mai rapid de, de strength. Dar cam atâta, nu pentru altceva. O să vorbim în schimb de aceste 5 grenade, care sunt grenade care dau damage, unde o să vedem diferite caracteristici și diferențe între ele, ca să ne putem da seama care este mai oportună pentru situația în care ne regăsim. Practic, voi puteți să vedeți cam tot ceea ce eu vă explic în informațiile de aici de jos. Vedeți? Dar eu am pregătit un tabel prin care v-am pus toate aceste informații ca să fie mult mai ușor de a le înțelege, de a ne da seama de, de diferențe. Și o să vă arăt acum tabelul despre care vorbesc și o să luăm în parte fiecare chestie. În prima parte, după, după cum puteți vedea, avem prețul prețurile sunt diferite pe grenaz. F1, RGD1, cam la același preț. Vogurile sunt puțin diferite, o diferență de cam 5, 4, 5, 6 mii, depinde de moment. Avem M67, care este mult mai scump decât celelalte grenade, dar nu neapărat pentru că este mai bună decât celelalte grenade. Este mult mai scumpă pentru simplu fapt, pentru că sunt mai multe crafturi, de fapt sunt crafturi cu această uh, grenadă în hideout, cu care tu poți să craftezi alte chestii, și atunci prețurile sunt uh, destul de ridicate pentru grenadele M67. Deci nu este vorba de faptul că este mult mai bună decât celelalte, este doar o chestie de hideout, de crafting. Ok, haideți să vorbim despre delay. Ce anume este delay-ul? Delay-ul practic este timpul de explozie. Adică timpul din momentul în care tu arunci grenada, o lași din mână și explodează. Adică am aruncat grenada în momentul în care am dat drumul, câte secunde trec până în momentul în care efectiv grenada explodează. Vedeți, pentru F1 avem 3,5 secunde, pentru M67 avem 5 secunde, pentru RGD5 avem 3,5 secunde, Vogue 17 avem 2,5 secunde și VOC 25 avem 2 secunde. De ce este important să știm acest lucru? Este important să știm acest lucru pentru că tocmai de asta vă spuneam că în funcție de situație unele grenade pot fi mai bune sau mai puțin bune. Adică dacă eu sunt, spre exemplu, în fața unei uși, a unei camere, știu că în cameră este un player, un adversar, și vreau să arunc o grenadă, bineînțeles că dacă am posibilitatea și am un vog, i-aș arunca un vog 25 sau măcar un vog 17, pentru că timpul de explozie este mult mai rapid decât la celelalte grenade. Ceea ce înseamnă că în momentul în care eu arunc, în două secunde, de exemplu, un vog 25 explodează. Adică adversarul nostru are la dispoziție doar două secunde ca să facă ceva, să încerce să se acopere cumva ca să nu moară. Față de, nu știu, un M67, de exemplu, care are 5 secunde de delay până când explodează, ceea ce înseamnă că adversarul nostru are mult mai mult timp să se miște, să încerce să încerce sară să, să pe un geam sau să ne facă puș pe ușă, direct în, în fața noastră, practic. Un alt lucru este de care vreau să vă vorbesc este range-ul. Ce este range-ul este practic distanța în care sar aștile, fragmentele din grenadă, în momentul în care explodează, pentru că, după cum puteți vedea, aici avem distanțe diferite. Fiecare grenadă explodează într-un mod diferit. Are o rază diferită de explozie și de damage pe care îl face. Doar că aceste raze sunt relativ variabile. După cum puteți vedea, de exemplu, un F1 are o rază de explozie între 3 și 8 metri un M67 are între 3 și 9 metri, un RGD5 are între 3 și 7 metri, un VOG 17 între 2 și 6 metri și un VOG 25 între 3 și 9 metri. Acum, vă spun sincer, din experiența acumulată în aproape 2000 de ore de Escape from Tarkov, la 3-4 metri distanță de un F1, de exemplu, sau putem lua orice grenadă, nu mi s-a întâmplat niciodată să nu iau damage. Deci, tin să cred că chiar dacă dezvoltatorii uh, jocului, cei de la Battle States Games, ne dau aceste informații cu un range respectiv, tin să cred că totuși batem cam tot timpul spre uh, max range. Adică, în cazul Grenazie 1 batem spre 8 metri, M67 către 9 metri și așa mai departe. Adică, nu s-a întâmplat niciodată să fiu la 4 metri de un f 1 care explodează și să nu-mi iau damage. Mi-s-a întâmplat să fiu la 7-8 metri și să-mi iau damage uh, foarte mult sau chiar să mor. Dar niciodată atât de aproape de explozie și să nu-mi iau niciun damage. Așa că poate fi, după cum spun ei, dar cel puțin mie nu nu mi s-a întâmplat niciodată. Mergem acum să vedem pentru fiecare grenadă în parte fragmentarea. Adică câte fragmente practic sar dintr-o grenadă în momentul exploziei. Pentru că, după cum putem vedea, fiecare grenadă fragmentează într-un mod diferit. Are un număr diferit de fragmente în momentul în care explodează. Și avem pentru F1 150. Pentru M67 100, pentru RGD 5 avem 100, pentru VOG 17 avem 60, iar pentru VOG 25 avem 40. Putem, având aceste date, efectiv să înțelegem care este damage-ul maxim uh, al unei grenăzi. Bineînțeles, nu o să poți niciodată să dai damage-ul maxim unui singur player, adică ar trebui să iei cumva grenada respectivă și să i o bagi pe gât sau să o bagi în buzunar să-și încaseze absolut toate fragmentele. Nu este posibil, dar teoretic putem dacă vrem să calculăm cât face fiecare grenadă ca damage, deoarece ajunge să înmulțim numărul de fragmente cu numărul cu damage practic pentru fiecare fragment în parte. Adică noi avem aici pentru fiecare grenadă această informație pe care nu v-am mai pus-o în tabelul respectiv, dar puteți să o vedeți la fiecare grămadă în parte, dacă sunteți interesați, unde puteți să vedeți care este damage-ul maxim pe un fragment. Dacă voi luați damage-ul maxim pe un fragment, de exemplu la un iPhone, este 80, ceea ce înseamnă că noi putem să înmulțim damage-ul maxim, adică 80, cu 150, care ar fi numărul de fragmente, și atunci am avea un total de damage pe care am putea să-l facem unui player în momentul în care toate fragmentele l-ar lovi. Dar, repet, fiind o grenadă, în momentul în care explodează, explodează în, într-o rază, ceea ce înseamnă că uh, fragmentele sar în, uh, în părți diferite și un player nu poate să le încaseze pe toate. Deci, nu o să poți să faci niciodată atât de mult damage unui player. Iar acum, vedem ultima parte, ceea ce privește greutatea grenadelor, unde avem F1 care are 0.6 kg, M67 care are 0.396 kg, RGD 5.031, VOG 17.028, VOG 25.025. De ce este important, uh, sunt importante aceste informații? Deoarece, într-o anumită măsură, poate fi important ca să încerci să ai un weight cât mai ușor pe tine, adică dacă jucăm un The Lab, de exemplu, unde omorâm mai mulți raideri și încercăm totuși să avem o greutate cât de cât decentă ca să ne putem mișca pe hartă, să mergem către punctul de extracție avem foarte multe gre grenade pentru că de obicei raiderii de pe The Lab au multe grenade cu ei ce grenade alegem să ducem cu noi dacă stă? greutatea pentru noi este o problemă, încercăm să luăm vogurile, nu doar pentru faptul că au un preț mai bun în cazul în care vrem să le vindem pe flea, dar și pentru faptul că cântăresc mult mai puțin, ceea ce înseamnă că dacă iau un vog, adică dacă decizi să iau voguri, pot să iau două voguri și aproape jumătate la aceeași greutate la care aș lua o singură grenadă de 1 un alt aspect pentru care este destul de important să cunoaștem greutatea grenadelor este pentru skill-ul de strength. Cred că toată lumea, la început de wipe, când găsesc grenade, dacă prețul acum prima zi, primele două zile, prețul este destul de mare pe flea, dacă deblochezi repede flea, poți să le vânzi pe flea la un preț foarte bun, dar dacă nu, cam toată lumea, la început, ia grenade cu el în raid și dacă nu dă de un player cu care să intre în fight și să le folosească, le aruncă stânga-dreapta doar ca să facă strength. Știm că la început este foarte important să facem strength, nu numai pentru caracterul nostru ca să ne fie mai ușor să jucăm cu el și să putem să sărim în locuri în care nu putem să sărim foarte ușor dacă nu avem un skill de strength destul de bun, dar și pentru hideout. Pentru că știm la undeva spre începutul wipe-ului, ca să zic așa, o să avem nevoie ca să putem să mergem înainte cu dezvoltarea hideout-ului de, de, un anumit nivel de strength. Și atunci, unul dintre cele mai cunoscute metode pe care toată lumea îl folosește la început de pentru a crește strength-ul este să arunci grenade. Este important să știi, deoarece, bineînțeles, dacă tu arunci VOG 25, o să faci mai puține puncte de strength decât dacă tu arunci un, o grenadă F1 și atunci convine mult mai mult să iei 3-4 grenade f decât să iei grenade VOG sau așa mai departe. Bun, cam astea sunt informațiile pe care le am pentru voi legat de grenadele din Escape from Tarkov. Dacă avem, aveți alte întrebări sau vreți alte informații sau așa mai departe, puteți să lăsați un comentariu, eu răspund tuturor. Puteți de asemenea, aveți și linkul în descriere, să intrați pe serverul nostru de Discord. Începem să fim toți mai mulți, tot mai mulți acolo, ne distrăm împreună, jucăm împreună, ne ajutăm la quest-uri, ne ajutăm cu informații. Deci, dacă vă face plăcere și vreți să găsiți un partener, un, partener, un prieten, un, cum vreți să-l numiți, cu care să jucați Escape from Tarkov, sunteți bineveniți acolo. Have fun, văiți.